Frigul ridică mari probleme celor care sunt nevoiți să lucreze sub cerul liber. Polițiștii de la circulație, vânzătorii ambulanți sau lucrătorii de la salubritate sunt obligați prin natura meseriei să înfrunte frigul de afară. Bat pasul pe loc, beau ceai fierbinte și sunt îmbrăcați cu mai multe rânduri de haine. Legea îi protejează doar când este frig năpraznic. De câteva zile, acești oameni lucrează în frig, iar inspectorii de muncă au demarat o campanie în care controlează dacă se respectă legea. Începând cu data de 26 februarie 2018, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, OLT, vor desfășura o campanie de prevenție privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, scop în care vor efectua verificări în teren, mai ales în domenii de activitate în care lucrătorii sunt expuși, acestea reprezentând pază și protecție, salubritate, comerț în spații deschise, în târguri și piețe, întreținerea drumurilor, precum și în domeniul despălătorii auto. Nerespectarea prevederilor prezente ordonanțe atrage amendă contravențională cuprinsă între 1.500 și 2.500 de lei. Angajatorii trebuie să asigure condiții minime în care oamenii să poată munci. Și dacă afară termometrele indică temperaturi cu mult sub 0 grade, angajatorii trebuie să asigure ceai cald și condiții minime de muncă. În sens contrar, vor fi amendați de cei de la ITM. Conform legii, angajații trebuie protejați în cazul în care temperatura scade sub minus 10 grade două zile la rând. Atunci când temperatura este scăzută sub minus 20 de grade sau corelate cu condiții de vânt intens pot fi echivalate cu acest nivel, angajatorii trebuie să respecte următoarele măsuri minimale. Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 până la 1 litru de persoană per schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, precum și asigurarea echipamentului individual de protecție. Chiar dacă temperaturile de afară nu sunt atât de scăzute încât să intre în vigoare prevederile legale, angajatorii sunt obligați să se îngrijească permanent de starea de sănătate a salariaților, în sens contrar sunt pasibili de amendă.